Proiect de Țară România, bună seara tuturor, bună seara oameni buni, suntem la Prima News, sunteți la Prima News și mă bucur să știu că ați ales și astăzi și în fiecare zi emisiunile postului nostru. România devine o destinație tot mai importantă din punct de vedere politic. Congresul Partidului Popular European, PPE, va avea loc la București, miercuri și joi, două zile așadar, 10 șefi de stat și de guverne, precum și lideri ai Uniunii Europene vor sosi la București. În ceea ce ne privește, cred că lucrul cel mai important este faptul că la capătul său, Congresul, va adopta un document final în care va fi cerută și aderarea cât mai rapidă a României la spațiul Schengen, a României și Bulgariei, pentru că nu ne putem rupe de vecinii noștri bulgari. După cum bine știți, la capătul acestei luni, la finalul acestei luni, luna martie, România va intra cu granițele terestre și maritime în Schengen. E tot mai important să fim apropiați, să fim cât mai integrați în această Uniune Europeană, din toate punctele de vedere, mai ales astăzi, când undeva în Cehia, la o întâlnire între președintele Cehiei și președintele Franței, acesta din urmă, Emmanuel Macron, a spus cuvinte foarte dure, și anume, fără niciun fel de îndoială, mergem către momentul în care în Europa va trebui să arătăm că nu suntem lași. Războiul s-a întors pe pământurile europene, pe pământurile noastre. Puteri care au devenit de nestăpânit, de neoprit, încearcă să se extindă în fiecare zi și ne amenință să ne atace din ce în ce mai mult. Va trebui să îi răspundem istoriei cu curajul pe care istoria ni-l cere. Vorbe foarte dure, foarte mari, rostite de un lider foarte important al Uniunii Europene. Și în acest context, sau mai ales în acest context, intrarea României în spațiul Schengen cu drepturi depline, așa cum ni se cuvine de altfel, este cerută intens. Colegii mei, Larisa Bernaschi și Sebastian Zachman, vor urmări mâine și poi mâine în direct lucrările acestui congres, cine vine acolo, ce discută, ce se analizează și ce concluzii vor fi. Încercăm în această seară, în prima parte a emisiunii, să prefigurăm puțin evenimentele care vor avea loc la expoziție. Din păcate, într-o sală din anii 60, pentru că revenim la bubele noastre de zi de zi, România n-a fost în stare să construiască o sală capabilă să găzduiască în condiții moderne un congres atât de important. Salutare colegilor, vă mulțumesc frumos că sunteți prezenți. Bună seara, Costi! Salutare! Bună seara! Ce așteptăm de la congresul ăsta, dincolo de jobul personal pe care vorbeam și aseară cu Sebi, îl țintește președintele Iohannis, încă președintele României Iohannis? Da. Sebi, cred că cel mai important lucru este faptul că se ține congresul PPE la București, adică a fost un pas important și mi-amintesc momentul în care s-a făcut anunțul oficial că se va ține acest eveniment și toată lumea l-a catalogat ca fiind evenimentul anului politic aici la București și mă refer un eveniment care aduce lideri importanți din Uniunea Europeană, tocmai în pragul alegerilor, să iau și decizii importante. Un lucru pe care l-am reținut, o cifră pe care am reținut-o, dacă vrei, este faptul că sunt acreditați aproximativ 600 de jurnaliști la acest eveniment. Asta înseamnă că vin jurnaliști probabil din toate cele 40 de țări de unde vin și lideri ai Partidului Popularilor Europeni. Asta înseamnă o expunere foarte mare pentru România. Vom vedea, probabil, nu Sebi, decizii. Suntem și noi puțin pe harta Europei, da, pe harta civilizată a politicii europene, pe harta deciziilor politice importante. E un antrenament pentru alegerile europarlamentare și pentru funcțiile care se împart după alegerile parlamentare. Sigur, noi în mare știm, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei, viitoarea majoritate în Parlamentul European va fi de
de genul PSD-PNL, socialiști și populari, se vor mai adăuga Verzii sau cei de la Renew, însă marile familii astea sunt PPE-ul și socialiștii, deci PSD și PNL. Ei bine, avem un reprezentant PPE / PNL, Ursula von der Leyen, pentru cea mai importantă funcție în organigrama Uniunii Europene și am putea avea a doua cea mai importantă funcție, cea de președinte al Consiliului European, pentru Klaus Iohannis. Nu întâmplător, Klaus Iohannis mâine găzduiește un pelerinaj. Vin toți liderii de dreapta din Europa, vin cu rândul la Palatul Cotroceni să se întâlnească cu șeful statului. Sunt programați din oră în oră. Din oră în oră, exact, un fel de consultări politice cu liderii europeni. Și decizia practic normală în aceste zile este ca șeful statului să-și negocieze un mandat pentru el însuși, o negociere care este atât de dragă președintelui Klaus Iohannis. Întotdeauna ies proiectele personale. Întrebarea este, Sebi, și am încercat să obținem astăzi un răspuns de la, și de la invitați, dacă va fi un eșec faptul că președintele Klaus Iohannis, pentru care pare că toată lumea trage sfori, inclusiv Partidul Social Democrat, mă aștept inclusiv să nu ia... de fapt. Da. Și nu va obține nicio funcție într-un final. Vom vedea în luna ianuarie, stând la vila de protocol pe care i-o va oferi statul român, indiferent de care vila de protocol. Dacă stă la vila din aviatorilor, nici ăsta nu poate fi considerat un voi eșec. Acum, pentru întâlnirile de mâine cu șefii de stat sau liderii de guvern, la ce vă așteptați? Ca președintele Iohannis să aibă un discurs în aceste tete-a-tete-uri în calitate de mai degrabă președinte al României sau de viitor factor cu răspundere la nivel european? Dăm voie, Sebi. Eu cred că va folosi acest prilej de a fi o bună gazdă și de a-și de a-și face niște relații mai personale, pentru că știm foarte bine că multe decizii se iau sau îți sunt favorabile atunci când ai și o relație personală. Și aici acum să fiu serios așa, nu pare genul de individ cu care să dezvolți o chimie, știi? Cu care să empatizezi, nu știu, da. Adevărul este că dacă de obsedat este de protocol, dacă îi pune pe fiecare să stea la fiecare chestie de protocol așa cum este prevăzută în carte, s-ar putea să-i enervezi la un moment dat. Însă încercam să număr câte întâlniri are mâine. Are 9 întâlniri, adică va avea o zi lungă de muncă, cât n-a muncit, cred că Klaus Iohannis de foarte mult timp. Păi să știi că de-aia n-a apărut el din decembrie până spre februarie, așa. Probabil acum, s-a odihnit în perspectiva acestor întâlniri. Costi, altfel vom auzi în discursul prezidențial de joi câteva teme importante. În primul rând, acest cuvânt stabilitate, da, pe care ni-l tot vântură politicienii noștri, indiferent că sunt de la PSD sau de la PNL, va oferi Klaus Iohannis acest exemplu Europei chiar, majoritatea stabilă din România, PSD-PNL, o coaliție care nu lasă loc de incertitudini când vine vorba despre votul din Parlamentul României. Avem o coaliție stabilă, un prim-ministru, a trecut printr-o rotație, deci iată, România, într-un fel, a devenit un exemplu de bune practici chiar și în Europa, deși sigur sunt mulți contestatari în România. Așa ne-a spus domnul. Exact, ai aceste idei de rotativă și de coaliție mamut, de partid mastodont și de liste comune la alegerile europarlamentare. În al doilea rând, va vorbi președintele Klaus Iohannis despre pericolul extremismului. Sigur, două teme conexate, pentru că PSD și PNL așa justifică lista comună, încercând să oprească avântul pe care l-au Aur și Diana Șoșoacă. Și în al treilea rând va vorbi șeful statului despre împărțirea funcțiilor europene. Eu l-am mai ascultat și în Parlamentul European în urmă cu o lună. Foarte probabil va vorbi și la București despre acest lucru, despre nedreptatea pe care o simte Europa de Est de fiecare dată la împărțirea marilor funcții europene. Și aici România, dincolo de Klaus Iohannis, sigur, prin Klaus Iohannis năzuiește la o funcție de președinte al Consiliului European, însă s-ar mulțumi, cred eu, România și cu o funcție de comisar pentru apărare, da, un nou portofoliu foarte important de anvergura înaltului reprezentant pentru politică externă, adică a ministrului de externe al Uniunii Europene. Cred că aici, în zona aceasta, se va duce discursul. Asta e o certitudine? Funcția asta de comisar pentru apărare e o certitudine?
E aproape o certitudine. E aproape o certitudine înființarea acestui portofoliu, însă de fiecare dată când vorbim de apărare, discutăm despre o competiție Polonia-România pe această zonă estică, da? Pe celebrul flanc estic al NATO și al Uniunii Europene. Deci și aici Iohannis trebuie să se lupte cu Polonia. Păi, nu doar Iohannis va trebui să se lupte cu Polonia, va trebui să se lupte în primul rând la nivel european, dacă vor lua socialiștii sau cei de la PPE. Exact, aceasta da. Va fi prima negociere pe care o vor avea. S-ar putea să avem șase mai mari să ocupăm dacă, bine, n-ar fi spus să fie tot Klaus Iohannis și dacă o iau socialiști. Adică cred că se pot schimba. Care e diferența, nu? Lucruri. Da, care e diferența? PSD, PNL, dacă merg împreună. Socialiști sunt invitați la congres, amici, parteneri de guvernare. Nu. Păi de ce nu sunt? Dacă tot guvernează, de ce nu invită? E o afacere în familie. E afacerea familiei popularilor europene, exact cum domnul Ciolacu a fost în vizită la Roma. Sigur, noi glumeam aici și spuneam, dacă erau socialiști cu adevărat, mergeau și făceau congresul ăsta la Roman, nu la Roma, dar n-au avut această inspirație. Deci socialiști nu sunt invitați, cu toate acestea conviețuiesc în guvernarea unor țări. În România, hai să vorbim despre cazul care ne interesează. În România, în Germania, la nivelul Parlamentului European. Dar și la nivel european. Avem aceeași majoritate. PP, socialiștii și cei de la Renew, de care au nevoie ca să aibă o majoritate foarte stabilă, care a și funcționat, iată, 4-5 ani de la ultimele alegeri. Da, e interesant. De ce s-or feri? Nu știu. Da, de vreme ce sunt împreună la guvernări. E bucătăria internă, Costi. E bucătăria lor internă. Dar măcar așa, un gest de curtoazie, știi? Hai să invităm, uite, premierul României nu este invitat la deschidere? În calitate de premier al României, nu în calitate de reprezentant al socialiștilor. Nu. Și nici nu are foarte multe întrevederi mâine Marcel Ciolacu. Se întâlnește cu președinta Parlamentului European. Separat și cred că și cu doamna Ursula von der Leyen va avea o întâlnire separată domnul Ciolacu, deci strict la nivel de guvern le va primi acolo pe cele două doamne, dar nu când vine vorba despre congresul PPE, acolo este strict o afacere de dreapta, da? Participă doar partidele afiliate PPE, pentru că sunt multe decizii din astea interne, se supune la vot politica partidului pe plan european pentru următorii ani, sunt tot felul de voturi din astea concrete. Ca să fii foarte corect, mâine Marcel Ciolacu se vede la ora 11 cu prim-ministrul Republicii Irlanda, iar la ora 13 cu Roberta Metsola, cu președinta Parlamentului European. Deci doar cu doi lideri veniți pentru congresul PPE se vede Marcel Ciolacu. Mă întreb oare de ce nu or fi reușit să-i obțină mai multe întâlniri, măcar cu omologi, da? Posibil, că sunt mulți premieri. Mai negociază acest calendar al zilelor de mâine și până. Oamenii ăștia nu sunt întâmpinați la aeroport cu fastul unor lideri de țară. Nu, probabil că este amânat pentru seria asta de întâlniri cu președintele Iohannis. Da, ei au statut de șef de stat. De exemplu, președinta Comisiei Europene are rang de șef de stat și comisarii europeni au rang de miniștri. Deci nu sunt întâlnit. Nu doar ei. Stai puțin. Mă refer la liderii țărilor care participă aici. Pentru că între participanți... Nu, liderii țărilor vin în calitate de membri PPE. De PPE. În calitatea oficială. Mâine la ce oră începeți transmisiunea de la expoziție? O să intre de dimineața acolo, chiar de la primul jurnal de știri, de dimineața la prima news și apoi pe tot parcursul zilei până seara târziu la închiderea ediției PP. Da, aveți acces la discuții, la hotărâri? Nu. Sunt cușile închise. Îți dai seama ce uși mari au la cât sunt ăia acolo. Bine, mulțumim frumos, mulțumesc mult de tot. Ne zărim mâine și vă așteptăm cu primele impresii despre povestea asta care este organizată de România. Acum, lăsând orice glumă la o parte, e foarte important că atâția oameni care conduc țări, care conduc destine ale unor popoare, care conduc economii puternice din Uniunea Europeană, sosesc aici la București.
București pentru întâlnirea între ei și decizii care sunt de luat, sunt a fi luate înainte de alegerile europarlamentare. Subiectul 2 al emisiunii, ca să revenim așa la chestiunile de cotidian care ne dor foarte tare, dar până să vă spun subiectul 2, vă zic cât de drăguț și simpatic este Elon Musk pe rețeaua lui pe Twitter. Omul postează așa zeflemitor la adresa celor de la Facebook și Instagram, cărora le-au picat serverele. Cu siguranță că foarte multă lume dintre cei care se uită acum la emisiune, dar și dintre ei care nu se uită la emisiune, au fost afectați de căderea asta de Facebook și de Instagram, și Elon Musk scrie în felul următor pe Twitter. Mă rog, fost Twitter, actual X. Vedeți acest mesaj pentru că serverele noastre funcționează. Hai să vedem în ce măsură funcționează și telefoanele noastre. Vorbim cu domnul Vasile Ștefănescu, președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România. Mulțumim frumos pentru prezență. Bună seara, domnule Ștefănescu. Bună seara noastră, invitaților și telespectatorilor. Ne-ați foarte speriat cu câteva procente absolut bubuitoare, cu care, după calculele dumneavoastră, susțineți că ar putea crește prețurile la RCA, care pentru toată lumea care nu-i șofer și nu are mașină, este răspunderea civilă obligatorie pe care fiecare șofer trebuie să o plătească. După noile planuri, directive ale celor de la ASF, care coordonează, supraveghează această activitate financiară. Mă rog, cum o supraveghează, am văzut cu toții că au picat la firme de asigurări sub atenta supraveghere a celor de la ASF, dar asta e o poveste pe care ar trebui să o rezolve altcineva și aș include aici și DNA-ul. Într-atât de dure să fie cifrele pe care le-ați spus, am citit 40% creștere de preț la RCA. Aș începe cu o glumă. Da, va fi 40%. Nu sunt Baba Vanga, sunt nicio formă, nu fac premoniții, dar după cum bine știți dumneavoastră, noi cei din Cotar am prezis cu mult înainte, cu 2 ani de zile de City și încă cu 2 ani de zile de aceste Euroins, că vor da faliment. De ce? Pentru că noi am lucrat cu datele clientului. În ce sens? Toate datele care le-am luat de pe site-ul ASF-ului și puteau să le vadă și specialiștii ASF-ului, că tot i-l-au scris acolo, am prezis din datele ASF-ului că vor intra în faliment cele două companii și au intrat în faliment. Acum, tot după aceste date, mai ales după această plafonare de anul trecut, dacă vă aduceți aminte, plafonare la prețurile practicate de către fiecare asigurator în parte în 20 martie 2022 și până în prezent, că este la aceeași plafonare. Vreau să vă spun că prețurile au crescut la persoane fizice cu 10-12% și tot nu o spunem noi de pe site-ul ASF-ului, deși spun 8, dar eu vă spun că este 12%, 10-12%, iar la noi, la transportatori, a crescut cu până în 30%. Deci asta într-o perioadă de plafonare. Iar eu vă spun că am fost așa, puțin 40% am spus minim, dar o să vedeți cu cât va crește prețul polițelor RCA. Dacă această plafonare va lua sfârșit, și eu aș ruga guvernul să termine cu această plafonare, pentru că atâta timp cât asiguratorii au găsit o portiță pentru noi la camioanele de 16 tone să modifice nu știu ce formulă și să ajungem într-adevăr la valoarea tarifului de referință, același lucru poate să-l facă pentru persoanele fizice care sunt captivi în legea RCA și sunt cam în jur de 7 milioane. 7 milioane de plătitori de polițe obligatorii RCA. Deci nu ne trebuie nicio plafonare, asiguratorii trebuie într-adevăr să se mulțumească cu puțin, pentru că ei nu fac niciun efort pentru aceste încasări, este o lege obligatorie. Și beneficiază atât de suportul poliției, cât de toate suporturile organelor abilitate ca noi să plătim această taxă RCA. Când ar trebui să avem o certitudine cu privire la noile prețuri? Imediat cum se va termina plafonarea sau dacă într-adevăr aceste unele din aceste propuneri, mai ales că în ultima perioadă am purtat, dacă vedeți, proiectul care a fost inițial acum 4 săptămâni, este foarte modificat acum ce a ajuns în Parlament, dar totuși au rămas niște modificări nocive
care în niciun caz nu va aduce beneficii asiguraților și vor aduce de servicii. Și aici aș vrea să mă refer, cu permisiunea noastră, la una din modificări, adică, după cum bine știți, 50% din țara asta sunt niște conducători auto care au mers sau n-au mers, oamenii vârstnici, și au ajuns la un bonus 8. Cu toate că au acest bonus, ca să înțeleagă toată lumea, un bonus 8, bonus 6, bonus 8, ar însemna ca la valoarea tarifului de referință să se aplice un 40-50% mai puțin, sau la prețul dat de asigurator. Asta, haideți să intrăm puțin în detaliu. Asta înseamnă că șoferul respectiv, a fost unul tare cu minte și n-a făcut daune. Exact. Nu, n-a făcut probleme. Exact. Bun. Și se acumulează ca la jocurile pe calculator mai multe vieți. Primește tot felul de bonusuri. Deci dacă ajunge la nivelul pe care l-ați spus dumneavoastră mai devreme, ar trebui să primească un discount, nu? Haideți să spunem că polița RCA pentru un asigurat cu bonus 8 ar fi, asiguratorul face ofertă de 1000 de lei. Dar dacă el are un bonus 8, vă dau exemplu, ar trebui să plătească doar 500 de lei. Ori așa. În ultimii 7 ani de zile, sincer vă spun, nu cred că vreun șofer din țara asta plătitor de taxe RCA a beneficiat de vreun bonus. De ce? An de an, polița RCA s-a mărit, indiferent că a fost persoană fizică sau transportator. Deci niciodată n-am plătit mai puțin. Și exemple putem să le luăm, și dacă eu min să vină cineva cu exemple, noi avem dosare întregi de polițe RCA din toată țara, nimeni nu a plătit mai puțin, bonusat fiind, nu malusat. Malusat înseamnă că ai mai multe accidente și ajungi pe malus, adică pe minus, malus 6, malus 8, deci asta ar însemna să-ți crească polița. Deci, practic, asta e o chestiune care nu încurajează pe oameni, mă rog, nu se vor gândi, hai să fiu atent, în așa exact. Fel încât să ajung deci să plătesc mai puțin. Legea prevede și acum în ce condiții ești bonusat și în ce condiții ești malusat. Dar vedem că deodată vine ASF-ul și spune, domnule, stai puțin așa, visul asiguratorilor care este? Că azi intrăm toți în malus, să nu mai putem să spunem niciunul acum, domnule, stai puțin, am bonus, de ce nu-mi dai și mie o primă? Nu. Și atunci a intervenit un articol F dintr-un articol care spune așa, contravențiile și sancțiunile aplicate de către personalul poliției române privind încălcarea regulilor pentru circulația vehiculor. Deci, care denotă un comportament adevărat, dar nu spune ce. Deci contravenții, când spui contravenții și sancțiuni, intră tot ce vrei în ele. Și o parcare și absolut tot. Și o parcare și absolut tot. Telefon, deci, ce vorbește omul, mai știu și eu. Dintr-o dată te trezești dintr-un bonus și faci pe plac, domnule asigurator, toată lumea intră malus și în momentul ăla polița RCA va crește. La următoarea poliță care trebuie să o faci, vezi că de fapt vei păti dublu, nici măcar cu 40%, cum am spus și mai mult, vei plăti dublu pentru că ești malusat. Că ai parcat în București ăsta, că nimeni nu este de vină, nici bucureștenii, nici cei din orașele mari, că unii au dat autorizație de construcții la blocuri fără parcări. Și atunci fiecare parchează așa cum parchează. Și vine poliția locală și îți dă o amendă. E, în momentul ăla îți crește și poliția. Ai pierdut din vieții. Așa este. Dar ce vreau să vă întreb? Le-ați comunicat celor de la ASF observațiile dumneavoastră? Bineînțeles că am observat. Bineînțeles. Și ce ați primit? Un click ignore? La aceste ASF-ul ține foarte mult la ele și nu vrea să renunțe. Am obținut altele. Una din probleme care nu vrea să renunțe era polița să fie încheiată numai pe 12 luni. Bineînțeles că n-am fost de acord. Am obținut prima dată un 6 luni și 12 luni și acum să sperăm că va da și la 3 luni, 6 luni, 12 luni. Pentru că nu este normal să fiu obligat ca eu să plătesc o poliță absolut pe 12 luni, dacă eu merg cu o mașină sau sunt, știți foarte bine, vârstnicii care ies 2-3 luni de zile pe an sau motocicliștii care conduc 6 luni de zile pe an. Dar de ce credeți că fac asta? Vor să-i asigure cu cash pe asiguratori? Deci toate problemele astea vă spun sigur că duc la încasări mai mari. Că uitați-vă pe site-ul ANAF-ului la bilanțurile asiguratorilor sau în revista Economica și vedeți că ei într-o perioadă de plafonare și respectiv anul trecut, vedeți ce profituri au avut numai din RCA. Și atunci ne punem și noi întrebarea, domne, dacă au avut atâtea profituri din RCA, ce, doamne, iartă-mă, plafonarea a fost că nu mai înțelege nimeni nimic. Da?
Da, ca la noi, că am arătat că și la alimente, oamenii care produc, producătorii s-au orientat și mălaiul plafonat la un kilogram, au inventat punga de un kilogram și 50 de grame și în momentul ăla nu mai plafonai, nu mai plafonai nimic. Iar să revin și la alt punct, amenzile le-au mărit foarte mult la persoane fizice între 2.000 și 5.000 de lei, parcă ceva de genul ăsta, iar la transportatori 7.000 de lei. Și este mai ciudat că nu putem beneficia de ordonanța 2 pe 2001 privind o amendă să o plătesc în termen de 15 zile la jumătate, pentru că în acest proiect spune așa, derogare de la ordonanța 2 pe 2001, articolul 8 aliniatul 2, adică să o plătim imediat. La același preț, adică fără. Deci nu se poate așa ceva, este inadmisibil. O să vorbim mâine și cu cineva de la ASF, o să încercăm să vorbim cu ei, nu prea sunt comunicative așa, dar sperăm să reușim să avem o intervenție din partea lor pentru a le comunica și noi chestiunile pe care le-ați sesizat dumneavoastră și sperăm să căpătăm răspunsuri. Mulțumim frumos pentru prezență, domnul Vasile Ștefănescu, pentru prezență și pentru lămuriri, clarificări. Ne oprim pentru foarte scurt timp, ne vom întoarce apoi în platou pentru o oră întreagă de întâlnire cu, aș îndrăzni să spun, primul om care își asumă candidatura la președinția României. A anunțat public, vrea să candideze la președinția României la alegerile viitoare. La primele alegeri, astea prezidențiale. Ne întoarcem după tare, tare puțin timp, așa că n-aveți cum să plecați, să ajungeți la frigider, să vă luați o bere. Mai bine așteptați și vedeți publicitatea, că o să fie și o bere în ea. Acum să nu vă supărați dacă n-a fost bere în calupul ăla publicitar, așa cum v-am promis. V-ați întors, suntem din nou în direct aici la Proiect de Țară România, la Prima News. Spuneam înainte de pauză că ne vom întâlni cu un om care foarte deschis, direct și hotărât și-a asumat candidatura la președinția României. Și din cunoștințele mele, îmi cer scuze dacă greșesc, este primul om care a făcut acest lucru spunând direct: vreau să fiu președintele României. Domnul Silviu Zetea, alături de noi în platou. Bună seara, domnule Zetea, bine ați venit. Bună seara dumneavoastră și celor care ne urmăresc. Mă bucur că v-am captat interesul și atenția, ca de altfel cum sper să captez și interesul urmăritorilor noastre. Da, este o candidatură asumată, anunțată în urmă cu 3 ani de zile, pe anumite, să zic, aspecte pe care le-am gândit încă de pe atunci, lucruri care se confirmă în ziua de azi. La vremea aceea spuneam că pentru România candidatura cea mai bună la cea mai înaltă demnitate în stat este a unui independent. Uite că în ziua de azi încep să vorbească pe posturile principale de televiziune despre ideea unui candidat independent preferat de români în 2024. Lucrurile capătă un sens gândit în urmă cu mult timp. Ce vreau să vă întreb? Lumea probabil, sau cu siguranță, vă cunoaște datorită produsului de mare succes pe care îl faceți, Palinca Zetea. Da. Sunteți un antreprenor de succes. Măcar prin faptul, nu vă întreb cifră de afaceri și așa mai departe. Absolut. Măcar prin faptul că rezistați în business de atâția ani. De ce nu e mai tentantă, în condițiile astea, o funcție executivă, nu una de reprezentare? De ce nu vă gândiți la o funcție de ministru, de premier, acolo unde se iau decizii în fiecare zi? Din câteva motive. Pe de o parte, cunosc administrația, am fost și primar un mandat în localitatea mea, am fost viceprimar, am fost secretar de comună, deci am cunoștințe administrative destul de bune. Am fost sau sunt antreprenor de 34 de ani și cu o experiență, cum spune un arta distilării, de peste o jumătate de secol. Spune multe lucruri despre acest aspect al antreprenoriatului. În ce privește activitatea executivă, este oarecumva atributul sau apanajul partidelor politice care numesc miniștrii, prim-ministru, oameni în partea executivă. Eu nu-mi doresc a fi o piesă pe o tablă de șah, eu vreau să ajung acolo unde pot influența în sens pozitiv viața românilor, traiul românilor, să veghez ca cei care au activități executive să-și facă treaba așa cum trebuie. Ori eu, ca un practician care
îmbină știința cu practica, zic că am o expertiză destul de bună în acest sens. Eu sunt un votant, un cetățean al acestei țări. Spuneți-mi pe scurt, de ce v-aș vota, de ce v-aș alege pe dumneavoastră? Foarte bine că ați spus de ce v-aș alege, fiindcă nu spunem a vota. Păi este foarte simplu. Când m-am hotărât și o întreagă poveste să candidez, m-am uitat la fișa postului. Când mergi să te angajezi undeva, te uiți la fișa postului. Ești apt pentru acea activitate? Fișa postului președintelui este Constituția României și în speță, cum am mai spus, de la articolul 80 la 82, continuare până la 101. Am citit în profunzime și celelalte articole, pentru că președintele trebuie să vegheze la respectarea Constituției, ca și la vegherea și a respectării celorlalte legi, inclusiv la vegherea funcționării bunei funcționări al autorităților. Mă scuzați, politice. Vă rog, ați păstra funcția prezidențială pe modelul de acum sau considerați că un model în care președintele are putere mai mare, model Franța, Statele Unite, ar fi de preferat în România? Fără să mă gândesc la mine, aș spune că varianta a doua este de preferat pentru simplu motiv că președintele este ales cu vot direct, reprezentativ, pe modelul democrației reprezentative și cred că ar trebui să aibă mai multă putere executivă. Și, din păcate, pentru a proteja cumva societatea de un abuz al președintelui, s-a gândit după Revoluție această idee de președinte mai mult asistent, pe urmă jucător și acum spun antreprenor. Pentru că președintele, spuneam mai înainte, sau vreau să spun ca răspuns la prima întrebare, de fapt ce trebuie să facă? Să medieze în principal între stat și societate. Să fie cel care stă atent la modul în care cei ce sunt mandatați să pună în practică anumite acte normative, legi sau să le facă, să le facă în interesul cetățeanului și nu împotriva acestuia. Eu consider sau constat din ce în ce mai mult că reglementările, inclusiv legile care se fac, nu mai respectă această cerință de a fi în folosul cetățenilor și de foarte multe ori sunt împotriva acestuia, făcute chiar de cei care sunt trimiși acolo în interesul cetățeanului. Și eu spun pe față aceste lucruri pentru că le trăiesc în fiecare zi. Eu, ca antreprenor, am mai spus-o, mă simt oarecumva aproape agresat fizic de diferite acte normative și dacă 90 făceam o activitate bună, bine, mult mai simplu și cu dorința de a trăi eu mai bine și a contribui și la bugetul de stat prin taxele pe care le plătesc, acum fac același lucru mult mai bine, mult mai performant, dar extrem de greu din punct de vedere al formalităților. Și mă întreb de ce, cui folosește ca să complice această viață a antreprenorului, să-i fie frică să fie antreprenor. Pentru că antreprenorii sunt soluția de viitor. Spuneți-mi concret ce se întâmplă. Vă chinuie ANAF-ul? Nu. Pachetul legislativ este impredictibil. În momentul în care vine împovărător pentru antreprenor. Este inaplicabil de multe ori, inadecvat, inoportun și nenecesar. Și tu trebuie să respecti o procedură, o formalitate, doar din dorința altora de a controla. Eu nu mă leg de faptul că ANAF-ul vine prea des sau mai puțin des. Nu ăsta este aspectul. Pentru că ANAF-ul își face datoria. Instituțiile trebuie să-și facă datoria. Problema este când vine... Își face datoria ANAF-ul? Destul de bine. Dar problema este când vine și spune n-am ce face, trebuie să te amendez că uite așa scrie în povestea asta. Eu îmi fac datoria. Contestă, dar așa e legea. Noi suntem puși să o aplicăm. Și o aplică așa cum consideră și ce, da, aveți posibilitatea să vă apărați în instanță. Și zic, de ce trebuie să ai o frică să fii antreprenor? Soluția pentru viitorul imediat și îndelungat pentru România este antreprenoriatul autohton și simt nevoia să spun din punctul meu de vedere ce înseamnă această sintagmă. Antreprenor atât ca și angajator cât și ca angajat. Antreprenorul nu este doar cel care dă de lucru unora sau altora. În general, antreprenorul mic, mijlociu, despre care vorbesc în principal, restul sunt mai mult finanțatori, sunt cei care sunt și angajați în firmele lor și au durerea angajatului, că el are și profitul aferent investiției pe care o face. Dacă are profit. Dacă are, dacă nu o aduce de acasă. Problema este când aduci de acasă, de unde aduci. Vedeți că din ce în ce mai mult, dacă aduci de acasă, s-ar putea să supraimpozităm cu 70% ce aduci de acasă, că s-ar putea să fie uitat să pui chitanțele pentru ceea ce ai pe acolo. Și toate astea ce fac? Nu fac bine nimănui. Dar
stăm așa într-o complicitate, lumea asistă și spune să rezolve alții problemele, nu mă bag eu în față că de, m-a controlat ANAF-ul dacă spun ceva, m-a controlat nu știu ce altă instituție dacă spun ceva. Și eu sunt întrebat de multe ori, nu te gândești că dacă te expui s-ar putea să ai probleme? Și zic, ce probleme? Ați exercita un drept democratic. Dar chiar nu v-ați gândit la lucrul acesta? Nici nu pot să mă gândesc, pentru că am 32 de ani, 34 de ani de antreprenoriat și tot timpul am fost cu un pas înaintea actelor normative care apăreau. Am fost vizionar într-o oarecare măsură și spun așa, când mergem pe șosea și ne oprește polițistul de la circulație, primul gând este de ce m-a oprit. Nu merge un far, o fi având trusa de prim ajutor, nu e expirată, te gândești la ce ai ca problemă, că te-a oprit pentru ceva. Păi da, dacă îți găsește problema, te sancționează și mergi mai departe. De ce să-ți faci un stres în a te gândi că oare de ce te-a oprit? Problema este să nu vrei să faci lucrurile de așa manieră încât să te expui. Eu în categoria aceasta sunt. Nu sunt ușă de biserică. E judecată ardelenească asta? Cum? E judecată ardelenească asta? Nu știu, este o judecată simplă, rezolvarea problemelor stă în simplitate, o judecată reală. Eu în competiția aceasta, ca să o numesc competiție, am pornit alături de mine cu adevărul și sinceritatea. Pentru că întotdeauna le spui la fel, poate cu alte cuvinte. Iohannis și-a propus să facă România educată. Acesta a fost proiectul de suflet, de căpătâi, de moștenire, da, pentru mandatele sale prezidențiale. Dumneavoastră, aveți un proiect de suflet pe care, în cazul în care veți ajunge la Cotroceni, să îl propuneți și să urmăriți îndeplinirea lui? Haideți să facem o diferență între ce înseamnă proiect de țară și program de guvernare. Programul de guvernare este programul guvernului, emanație a alegerilor. Ăla care va fi el, că ne place, nu ne place, va fi un guvern. Guvernul are un proiect de guvernare și un mandat. Proiectul de țară a președintelui, dacă nu se suprapune pe interesul guvernului, o să intre într-un conflict. Vine președintele și spune, dă la o parte ce ți-ai propus tu, că vin eu cu agenda mea și faci agenda mea. Și executivul spune, dar cine ești tu? Ești doar președinte, nu mă poți obliga. În cazul președintelui Iohannis, fac o paranteză, n-a fost așa. Cam ce a avut președintele să fie. Și atunci ce trebuie să faci? Trebuie să urmărești ca acel guvern, acei guvernat, inclusiv la nivel legislativ, să interacționezi cu cei care fac legislația, că tu filtrezi odată, o mai trimiți înapoi, să nu fii în situația să trimiți legi înapoi spre reexaminare, faci în așa fel încât comunici cu ei pe ceea ce urmează să apară. Și în felul acesta, dacă ai o expertiză, dacă știi ce vrei, dacă ai și o mână de oameni lângă tine, mâna aia poate fi mai mare, mai mică, care te consiliază pe problemele pe care tu nu le stăpânești, ci doar la nivel de propunere, poți să fii un paravan împotriva sau față de abuzurile care se pot face asupra cetățeanului. Și atunci revin. Președintele, eu dacă vreau să iau fața alegătorului la un moment dat, îl rog pe un profesor de istorie să-mi facă un program de țară și o să citesc începutul și sfârșitul și o să spun, ăsta e programul lui Zetea, viitorul președinte sau următorul președinte al României. Nu ăsta este rostul președintelui. V-am spus tocmai că am citit și apostolului, rostul președintelui este să-i pui pe cei care au câștigat acolo să-și facă datoria așa cum au promis, să-i ajute și dacă la nevoie să-i împingă din spate. Pentru că pentru așa ceva are pârghii suficiente ca să-i pună la treabă și să țină căruța pe drumul bun, nu pe arătură. Acum eu vorbesc și în termeni din ăștia pentru că sunt de la țară. Și la noi mai sunt și căruțe, asta este. Și prin București sunt drumuri ca la țară. Uite că se potrivesc. Mai ales în București sunt drumuri ca la țară. Și în felul acesta, dacă ar fi să vorbesc tot despre un proiect de țară, despre un mesaj, am și un mesaj, pe lângă multe altele, acela că mi-aș dori să trăiesc într-o România atractivă, chiar promovez acest lucru și simt și nevoia să spun ce înseamnă atractivă. Traduceți asta, ce înseamnă atractivă? Unii spun că atractivă poate fi o femeie, poate fi o mașină, poate fi ceva și am spus nu. Atractiv poate fi locul în care eu vreau să trăiesc, locul în care vreau să-mi trăiesc veșnicia. De ce mi-aș face o casă undeva? Pentru că mi-ar place să văd în stânga-dreapta locuri frumoase, mi-ar place să am utilități, mi-ar place să am vecinii.
vecini de treabă și autoritatea publică să nu mă agaseze cu tot felul de alte lucruri, inclusiv impozite și taxe suplimentare. Și atunci spun, aici vreau să-mi fac casa pentru că e atractiv locul. Deci din punctul acesta eu am definit România ca fiind atractivă, locul în care vreau să-mi duc, să-mi trăiesc veșnicia. Asta înseamnă după ce nu mai ești. Și bineînțeles și perioada înfloritoare și cât ești în viață. Și să și atragă pe alții. Da, și în felul acesta ce poi bine, dar oricum s-am fost atractiv pentru o grămadă care ne-au vrut resursele. E o altfel de atractivitate. Eu spun că vreau să fie atractiv pentru noi, România să fie atractivă pentru noi care trăim aici și vrem să trăim în continuare și chiar pentru cei care au plecat din România și unii chiar își doresc să vină înapoi, dar spun, n-am asigurat sănătatea, n-am aia, de ce aș veni? Că nu e nimic atractiv din punctul acesta de vedere. Și ăsta e mesajul meu. Vă invit să mergem puțin în bucătăria alegerilor. Complicată. Simplă. Cum faceți rost de 200.000 de semnături? Am început campania de strângere de semnături. Și aveți convingerea că le veți obține? Păi vă dați seama, dacă am anunțat în urmă cu 3 ani că voi candida, m-am gândit și la acest aspect. Sunt două variante mari și late. Una, te adresezi, nefiind reprezentantul unui partid, atunci clar nu mă bazez pe activul de partid, dar am foarte mulți apropiați, cunoscuți, prieteni și pornesc de la cercurile concentrice. Am dezvoltat teoria centrelor concentrice. Cei care sunt imediat lângă mine, primul cerc, familia, prietenii, necondiționat, te susțin, după care al doilea cerc e format din alte persoane, al treia, patra, cincelea. În felul acesta, cercurile acestea concentrice contribuie la strângerea semnăturilor pe o comunicare directă, dar nu-i suficient. De aceea, în perioada următoare, merg să văd ce se întâmplă, cât strâng în felul acesta până la 200.000, cât sunt necesare, după care am și văzut că sunt tonete de astea volante cu strângere de semnături pentru europarlamentare, la un moment dat voi recurge și la acest fel, chiar dacă ajung să strâng semnăturile înainte, că e o formă de vizibilitate. O formă de promovare, cu siguranță. Da. Și nu în ultimul rând, sunt câteva formațiuni politice mai mici care au anunțat că mă vor susține și atunci vor contribui și ele. Puteți pe să modelul ne dați și nume? Păi, o să vi le spun când va fi și conferința de presă, pentru că nu vreau să le iau înainte, nu e corect față de ei. Cât vă costă candidatura la președinție? Pentru că, într-un final, trebuie să ajungeți să și plătiți. Ei, vedeți, haideți să vă răspund la concret. O candidatură la președinție e vehiculată ca și cum ar costa milioane de euro. Unii spun, uite ce bine merge lui Zetea, care de-a aruncat milioane de euro în piață. Eu le spun celor care ne urmăresc că președinția se câștigă cu oameni, nu neapărat cu mulți bani. Cei care vor investi mulți bani din banii noștri, eu nu pot concura cu partidele care se finanțează din punct de vedere financiar. Pe care le finanțăm noi. Din banii noștri. Cineva spunea că merge, are o comparație frumoasă, spune, domnule, mă aseamăn foarte mult cu președintele actual, că mergem amândoi în concediu pe banii noștri. Da, frumos. Ceva de genul acesta. Ei, eu nu mă pot compara cu partidele din punctul acesta de vedere și nici nu vreau. Și zic, atunci cum o faci? Dacă faci din această poveste, să o numim așa, o afacere, vei investi mult ca să recuperezi după ce ajungi acolo. Și cum poți recupera? Nu prea cinstit. Sau investești atât cât îți poți permite pentru o excursie ușor excentrică spre președinție și cât îți poți permite tu, dar să nu fie o afacere proastă, dacă o luăm ca și afacere. Și atunci, cum poți totuși să te susții că sunt cheltuieli? Păi, în primul rând, susții cheltuielile efective, care înseamnă logistică, înseamnă deplasări, înseamnă cazare, înseamnă sediu, chiar am sediu în centru Bucureștiului, în Piața Unirii, toate astea costă, dar sunt costuri suportabile. După care apar costurile celelalte care undeva sunt forțate. Cineva vine și spune, vrei să te consiliezi, costă atâta. Alții, vrei să te facem președinte, costă atâta. Vreți să-ți facem strategia? Costă atâta. Și le spuneți nu. Și eu le spun, da, vreau, dar am strategie, am consiliere. Păi, cine v-a făcut strategia? Eu. Eu sunt cel mai bun strateg al meu, pentru că eu îmi cunosc profilul de candidat. Pe de o parte, pe de altă parte, sunt lângă mine oameni care vin foarte mulți pe bază de, sau majoritatea, dacă nu aproape integral în momentul de față, pe voluntariat. În loc să dau, încă vine și mă întreabă, nu mai ai nevoie. Și atunci, în loc să dai mai nevoie de servicii sau de sprijin, chiar de sprijin, și bani? De sprijin, nu bani, nu bani. Și zic, ce ar trebui să plătesc eu cu 1000 de euro, cu 2000, cu 5000, cu 10.000 de euro? Nu plătesc pentru că mi se asigură serviciile, spun, domnule, ne regăsim în ce faci tu, uite, te sprijinim. Și uite așa cheltuiești necheltuind, bani virtuali. Bine, sunt cheltuieli efective,
dar mult sub ceea ce se așteaptă unii alții. Și după ce ajung la să câștig alegerile, că e doar o chestiune de timp, o să ies public și o să, de fapt, oricum se vede și în mandatul pe care îl prezintă trezorierul, o cheltuială efectivă cu care poți câștiga președinția României, dar nu ca afacere. E o chestiune de timp, spuneți. Vreți să transmiteți un mesaj potrivit căruia, în cazul în care nu veți reuși acum, veți încerca data viitoare? Nici nu se pune în discuție să nu reușesc. Eu vă spun că este soluția pentru România una dintre altele, dar care se pare ca fiind cea mai viabilă. Nu vedeți că, fac o glumă acum ca să ne înțeleagă cei ce ne urmăresc, dar e o glumă serioasă. Mă întreabă unii alții, da, de ce? Păi zic, n-am ce face, musai să mă sacrific, că nu-i cine, nu vezi că nu vin la înaintare, ci doar spun, ba ăla, ba ar putea fi ălalalt, ba celălalt. Tot timpul se vehiculează, se învârte un cerc cu câteva persoane, de parcă s-au terminat românii. Și eu m-am cam săturat să se termine românii înainte de vreme. Da, dacă vine un partid acum la dumneavoastră, un partid important, puternic și atras, așa sedus de cuvintele dumneavoastră, decide să vă susțină. Am spus-o public și de fiecare dată o spun. Îi veți reprezenta? Veți spune, sunt candidatul respectivului partid? Nu, o să spun așa. Sunt candidat independent, susținut în principal de cei mulți însemnând societatea civilă, la care pot ralia și alții. Pot să mă susțină ca partid și partidul din care am făcut parte, dacă nu o să facă vreo alianță cu PSD-ul, mă refer PNL-ul. Pot să mă voteze și PSD-iștii, pot să mă voteze și Trefla, și UDMR-ul, și AUR, și toți. Pentru că asta trebuie să fie un președinte, reprezentantul tuturor. Și dacă se regăsesc în mesajul meu, cu atât mai mult spun, nu puneți totul într-o singură parte a balanței. Nu puneți puterea politică, guvernarea într-o parte a balanței și puneți și președintele tot acolo, că se răstoarnă ca și căruța. Puneți președintele de partea cealaltă a balanței ca să nu-i acopere când fac prostii. Eu încerc să vorbesc pe înțelesul omului simplu. Foarte bine faceți. Omul simplu și eu considerându-mă simplu, că unii spun, nu spune cuvântul simplu, că se asemuie cu altceva. Nu, eu sunt un om care văd simplitatea ca o calitate. Vă invit să păstrați alte mesaje pentru partea a doua a emisiunii. Acum luăm o pauză scurtă. Da, vorbiți mult și bine. Scurtă pauză și ne întoarcem. Ne-am întors, domnul Silviu Zetea, candidat la președinția României. Domnule Zetea, ați fost primar din partea PNL. Da. De ce nu ați încercat accesarea acestei în alte funcții în stat via partidul pe care l-ați reprezentat ca primar? De ce n-ați încercat o ascensiune în acel partid? Că uite, pare să aibă dificultăți PNL-ul în a-și stabili candidatul. Încă poate fi o opțiune de a susține un candidat independent care provine din rândurile lor. Nu, cred că nu-i lasă PSD-ul. Dacă era și un banc, președintele PSD-ului candidează la președinția PNL-ului. Zice, da, din partea PSD. Din partea PSD, da. Acum, ca să revenim într-un ton mai serios, eu mi-am anunțat intenția de a candida de la tribuna Congresului PNL în 2021 la Rome Expo în fața 5.000 de oameni. Și am spus că este o opțiune de viitor. N-au băgat în seamă cei care decideau un PNL atunci și care mai decid și azi. Or fi zis că glumiți. Nu cred că au zis că m-au trecut la și altele, m-au neglijat, că au spus că nu sunt periculos. E un avantaj pentru mine că nu mă consideră periculos, să nu mă considerați periculos nimeni în perioada aceasta, ca să mă lăsați în pace să-mi fac treaba, ca să devin periculos după. Glumesc. Și am făcut acel anunț. După care, la un timp, am zis așa, printr-o scrisoare, am făcut și o conferință de presă la nivelul satului mare, în care am spus așa, cu regret mă retrag din PNL după 25 de ani de prezență, dar demersul meu a devenit efectiv și solicit în continuare sprijinul foștilor colegi liberali, cei care sunt talpa, cei care votează, cei care sunt nemulțumiți, cei care sunt cetățeni alături de alți cetățeni ai României din alte forțe politice, cărora le voi cere și lor să mă susțină sau să vadă în demersul meu un bine pentru ei, nu pentru o formațiune politică sau alta. De fapt, am mai spus-o și profit acum de ocazie să mă repet, spunând așa, președintele trebuie să fie independent, nu? Conform Constituției, el trebuie să-și dea demisia din partidul din care a făcut parte. Devine independent formal, dar de fapt o conduce în continuare formațiunea pe care a reprezentat-o. Și nu întotdeauna bine. Și asta s-a întâmplat tot timpul, cel puțin din 89 până în prezent, dar și înainte s-a întâmplat tot așa, dacă ar fi să ne uităm mai departe. Și zic așa,
ca să fie independent, trebuie să fie ales independent, că doar așa își va putea păstra independența. Bineînțeles, relaționând cu toți în binele, pentru binele societății. Eu sunt un om care nu pot urâ, sunt un om care nu înjur, sunt un om care nu vorbesc urât. Sunt, cum să spun, este un proverb românesc și îl spun cu riscul să mă taxeze unii, nu scuip ca pe urmă să ling. Este urât să faci. Știți că la București mai înjurăm. Adică, da, puteți să înjurați, dar la o faceți Cotroceni, formal. O faceți formal, nu o faceți de suflet. Dacă veți veni la Cotroceni, va trebui să vă însușiți și câteva. Nu cunosc dintre cuvintele alea din jură, nu le cunosc. Va trebui să mă învățați. Ce vreau să vă întreb? Dacă nu veți intra în turul 2, iar acolo vor merge, haideți să ne jucăm cu scenarii, vreți? Iar acolo vor ajunge Simion și Ciolacu. Ce le veți spune alegătorilor dumneavoastră din turul 1? Merge și votați, îl susțin pe. Știți unii, că se face. Unii și-ar dori rezultatul acesta, că în felul acesta cred că ar putea câștiga unii, nu unul, fiindcă se spune că are o barieră. Dar eu le spun celor care ne urmăresc că pentru a nu ajunge în o astfel de situație, să fie atenți până la turul 2 și ăsta este răspunsul pe care îl dau. V-ați sfătuit cu cineva din PNL, ați păstrat legătura cu cineva suspus, să spunem, în ierarhia partidului din PNL? Într-o discuție foarte serioasă care să fi vizat candidatura dumneavoastră? La un moment dat, nu neapărat am păstrat în continuare, dar la un moment dat am întrebat pe unul din foștii președinți ai partidului, printre ultimii, ca să nu dau nume, și zice, ce părere ai despre demersul meu? A, măi, trebuie forță, trebuie partide, trebuie notorietate. Zic, o să am și forță, o să am mai multe partide, dacă e cazul. Notorietate am, dar o să mai cresc. Acum am șanse mult mai mari decât acea persoană la președinția României. Deci atunci se punea problema altfel. Deci, în concluzie, am păstrat și păstrez legătura cu oamenii pe care i-am întâlnit. Nu păstrez legătura cu decidenții. Apropo, chiar sunt invitat la anumite manifestări și se spune, chiar și pe linie de antreprenoriat, o să fie prezent acolo ministrul nu știu care, prefectul nu știu care, oameni din politică și din administrație. Și zic, nu, vin când o să fie despre antreprenoriat, doar fiindcă nu vin să-i creditez pe ei în continuare. Eu am spus-o și o spun tot timpul, cu tot respectul pentru cei care fac bine, că sunt care mai fac și bine, dar majoritatea fac altfel decât bine. Eu, în 2024, anul de grație 2024, i-aș trimite cam pe toți, aproape pe toți, acasă, e un like motiv al meu, acasă, cineva ar putea face o melodie despre acasă, ca să vadă cum este să li se aplice măsurile pe care ei le-au făcut, votat sau le-au propus, că dacă stau tot timpul acolo, se simt protejați de ceea ce hotărăsc. Și atunci să mergi. Ai fost profesor, te întorci profesor. Ai fost plugar, te întorci plugar. Ai fost cineva, te întorci la cine ai fost. Ai fost nimeni, te întorci și ești nimeni. Credeți că oamenii politici din România ar trebui să treacă printr-o etapă de antreprenoriat înainte de a ajunge să conducă țara? Cel puțin ar trebui să aibă noțiuni elementare de antreprenoriat din două motive principale. Pe de o parte, categoria socială antreprenorială este cea care creează valoare adăugată direct și indirect, singura soluție de ieșire din impasa României în perioada următoare. Pe de o parte. Pe de altă parte, viziunea unui conducător politic, administrativ, trebuie să fie antreprenorială pentru că el trebuie să creeze valoare adăugată, să fie pe plus, să creeze profit. Ce înseamnă profit la proiect de țară, la nivel național? Înseamnă că tu conduce în așa fel societatea încât eu, contribuabil, îs fericit, mă înțelegeți, că plătesc taxe pentru că sunt taxe suportabile și nu sunt stresat să le plătesc că eu mai am nevoie, dar eu trebuie să-ți dau ție că tu ai nevoie mai mari decât mine din nevoia mea. Și atunci, dacă va înțelege acest fenomen, acest principiu al profitabilității care se întoarce la nivel de țară în sănătate, învățământ, educație, că avem problemele astea punctuale despre care spunea să trebuie vorbit, atunci va merge mai bine pentru toți. Atâta timp cât, vedeți, în zona publică există această noțiune de buget, deficit bugetar, deficit excesiv. Știți cum se traduce în privat deficitul dacă ar exista? Faliment. În privat nu poți funcționa pe deficit.
că vine Ana Fu, te întreabă de unde aduci bani, sau închizi coșmelia, scuze de exprimare. Nu înseamnă că poți să ai profit în fiecare an. E o perioadă de investiții în care... Da, dar pe total, bine, dacă o luăm așa, pe total ești pe profitabilitate. Anumite investiții care se fac în zona publică aduc un alt fel de profit și îl putem înțelege ca cetățeni când vedem că acea contribuție a noastră se întoarce în beneficiile societății, nu în buzunarele unora. Marea supărare a societății, a oamenilor, este că nu văd acest profit care se întoarce spre societate, ci văd doar afacerea în politică și banii care se întorc înspre anumite persoane. Și nici n-ar fi o mare problemă, că să știți că n-ar băga așa de mult în seamă, dacă nu le-ar fi foame la propriu, la mulți. Cum ați caracteriza, în cuvinte puține, construcția politică de astăzi care guvernează România? Cu stânga împachetată foarte frumos cu dreapta. Odată că ar trebui să spun că nu există stânga-dreapta, cel puțin la noi este și mai vizibil. Stânga-dreapta provine de la ideea poziției într-o cameră a unor curente, a unor partide și atunci spuneau conservatori în stânga, ceilalți în dreapta și de aici stânga-dreapta. Trebuie să vorbim despre principii, dar din păcate și acestea sunt amestecate în momentul de față. Problema majoră este următoarea. Noi, matematic vorbind, am pornit din punctul A și vrem să ajungem în punctul B. Adică, de la o democrație comunistă la o democrație care duce spre prosperitate și spre reprezentativitate. Că asta înseamnă democrația, conducerea poporului prin reprezentanții săi. Și atunci, nu, drumul cel mai scurt este linia dreaptă, dar nu întotdeauna îl cunoști. Și o iei la dreapta, o iei la stânga, o iei la dreapta și ajungi la punctul B. Dacă o iei tot timpul la dreapta, ajungi de unde ai pornit. Dacă o iei tot timpul la stânga, ajungi de unde ai pornit. Trebuie să ai alternanță la guvernare. Dacă totul este de o parte, ajungem la Partidul Stat, format din două, trei entități, și pe partea cealaltă rămâne un teren viran. Și ce se întâmplă în agricultură pe terenul viran? De regulă cresc anumite lucruri pe care le dorim mai mult sau mai puțin. Pot să crească stejari, dar pot să fie și urzici și să stăm la umbra urzicilor, spunând că stăm la umbra stejarilor. Dar eu îmi doresc să crească stejari. Nu mai este o incertitudine. Dacă ai cultura aceasta de o parte și de alta ca alternanță la guvernare, se echilibrează partea de posibilitate de a face abuzuri. Președintele României este potrivit fișei postului, job description-ului, cum spuneați mai devreme, titularul reprezentării internaționale a țării. Vă mai invit la un scenariu. Da. Spuneam mai devreme că intrăm pe teritoriul scenariilor. Sunteți președintele României astăzi, în situația externă de astăzi. Sunt două posibilități. Mergeți către ce spune președintele Franței, Macron, care zice să nu mai fim lași, trimitem trupe în Ucraina, sau către ce spune Victor Orban, liderul unei țări cu care suntem învecinați, care spune să vină Trump și să rezolve conflictul, noi trebuie să ieșim total din acest conflict. Noi, o țară europeană, o țară care face parte din Uniunea Europeană. Păi, ca cetățean, zic de data aceasta, și ca viitor președinte, mă gândesc așa, de ce am fi lași dacă n-am face ceva ce n-am promis? Lași este când te angajezi la ceva și nu mai faci. De ce trebuie să ne angajăm la a pune în pericol viețile oamenilor? Că asta înseamnă la urma urmei. Pentru mine, oricine pune în pericol viața cuiva este cel puțin ipocrit, dacă nu condamnabil. Indiferent că ești în situația în care să te poți juca cu viețile oamenilor. Viața este sacră și trebuie protejată. Un conducător destoinic, un conducător bun, nu este cel care câștigă un război, ci cel care păstrează o pace. Și atunci, eu îmi vreau ce e mai bine pentru cetățenii mei care m-ar mandata acolo. Ce e mai bine pentru ei? Să-i trimiți la moarte pe bune sau să încerci să-i protejezi de moarte? Ei, în sensul acesta poți să o faci fără să încalci angajamentele. Noi ne simțim protejați și e foarte bine că suntem într-o structură euroatlantică, NATO, și este foarte bine că suntem în Uniunea Europeană. Dar trebuie să fim cu personalitatea noastră, să ne impunem punctul de vedere și mai ales să știm să negociem foarte bine poziția noastră în interesul cetățeanului. Noi, crescuți fiind într-o perioadă de pace, nu putem concepe că e război lângă noi și că la un moment dat ai putea să ajungi în situația ca cineva să se joace cu viețile, dacă nu a noastră, a copiilor noștri. Eu așa văd lucrurile și atunci, printr-o negociere, atât pe o parte,
cât și pe toate părțile, e ca și cum ai privi în felul următor. Am casa aici și am vecini la toate punctele cardinale. Îți prieten cu cel de la vest. Mă înțeleg mai bine, facem și grătare împreună, mai bem și ceva, suntem prieteni. Dar nu poți să nu te uiți și la cel din partea cealaltă, cel puțin ca să nu-ți spargă gardul, să intre la găinile tale. Deci trebuie să ai o privire distributivă. Se supără vecinul din vest și spune, nu mai vin la tine la grătare. Nu mai e prietenul tău dacă el nu se gândește la tine ca unul care nu trebuie să-ți vezi vecinul din partea cealaltă ca să te protejezi la urma urmei. Nu ca să-l protejezi pe el, ci ca să te protejezi pe tine. Și nu poți să o faci întărâtând tot timpul. Vă mai provoc la un scenariu. Ziceți. Dar dacă intră Rusia în Moldova, Republica Moldova, ce ar trebui să facă România? E o întrebare dificilă. De ce? Pentru că, pe de o parte, ai confrații tăi în Moldova și, într-un fel oarecare, ar trebui să solidarizezi și trebuie să solidarizezi cu ei, dar, pe de altă parte, nu trebuie să se ajungă la a întărâta pe cineva să intre în Moldova. Și asta înseamnă că avem parcursul european împreună cu Moldova și va ajunge în Uniunea Europeană și, uite, așa vom fi împreună din nou ca frații. Am ratat în 90, imediat după 90, o unificare a Moldovei cu România. Știți foarte bine la ce mă refer, podul peste Prut, podul de flori, una alta, atunci era un moment oportun. S-a ratat acel moment și momentul următor este în Uniunea Europeană, fiecare independent, că în felul acesta vom fi de fapt împreună. Dacă se va ajunge la un scenariu de acest fel, și nu cred că se va ajunge și nu-mi doresc să se ajungă, va fi o temă diplomatică extrem de dificilă pentru cine va trebui să o gestioneze. În ideea în care nu ne dorim să băgăm România în conflict, dar nici nu putem să-i lăsăm pe din afară pe frații noștri din Moldova. Am putea fi numiți lași dacă i-am lăsat pe din afară. Cineva ar putea să ne numească lași, dar cred că ar trebui să-i întrebăm pe toți ceilalți care trăiesc în România ce părere au despre un astfel de subiect și poate că președintele României ar putea face un referendum în acest sens ca să nu reprezinte doar un punct de vedere al său bun sau rău, ci să vadă care este poziția românilor în ansamblu. Și atunci, dacă românii vor fi lași, vor fi lași, dacă vor fi solidari, vor fi solidari. Dar nu te poți juca cu viața oamenilor, doar că cineva vrea să te țină într-un conflict permanent. Cineva, de-a lungul timpului, haideți să vă mai spun un lucru. În perioada de război, în perioada de criză, unii prosperă și alții mor. Întotdeauna războaiele au la bază o conotație economică, un interes economic. Eu zic acum, avem trupe pe teritoriul României, trupe NATO, care ne apără. Eu mi-aș dori să am și trupe românești care ne apără pe aceiași bani. Pentru că, hai să fim serioși, patriotismul celor care ne apără din NATO nu este pentru că e pentru România, e pentru că sunt plătiți cum trebuie ca să-și facă treaba lor de militar la granița României, care este și granița NATO. Păi de ce n-am pune noi în balanță acest lucru și să avem militarii noștri la granițele noastre, bine plătiți la nivelul celor aduși din altă parte, că s-ar găsi suficient de mulți și aceea ar fi și suflet pentru sufletul neamului său. Nu avem tehnica de luptă pe care o au străinii și care vin cu ea aici. Sunteți de acord cu cheltuirea a 2,5%, 3%, chiar Polonia merge spre 4% în înzestrarea armatei? Haideți să răspund în termeni aritmetici, nici măcar matematici. Am spus și altă dată, când era doar 2%, se prevedea creșterea la 2,5%. Ce părere am? Păi eu mă bucur dacă putem crește în cifre exacte suma alocată pentru armată, mai ales mi-aș dori și dezvoltarea cercetării în România și a capabilităților, că mai există resurse, doar că în altfel. Mi-aș dori să creștem PIB-ul ca 2% să reprezinte mai mult decât 2,5% pe PIB-ul pe care îl avem. Deci asta ce înseamnă? Că trebuie să facem așa fel încât industria, comerțul, economia, PIB înseamnă produs intern brut, nu? Să crească.
Și atunci un procent mic aplicat pe o bază mai mare este mai mult decât un procent mare aplicat pe o bază mai mică. Dar știți că nu putem să scădem cota de 2,5%. Adică, dar și în cazul acela, dacă IVA ar fi mare, atunci alocările ar fi și mai mari, chiar și pentru un armată. Dar n-ar rămânea descoperite celelalte sectoare și zic aici învățământ, sănătate sau sănătate-învățământ, dacă ar fi să le luăm ca prioritate, deși ambele sunt cam pe același palier. Sunt egale. Ce vreau să vă întreb, foarte mulți antreprenori spun, dom'le, dacă nu merg eu acolo, se alege praful de business-ul meu. N-au încredere sau nu sunt oameni calificați? Și în cazul dumneavoastră, v-ați temut vreo clipă sau vă temeți că, acordând mai puțină atenție afacerii pe care ați moștenit-o, am citit că e o tradiție întreagă de familie, povestea asta cu Palinca Zetea, nu vă este teamă că business-ul s-ar putea prăbuși fără controlul dumneavoastră? Dacă la început aveam copii mici, copăceli lângă mine și mă ajutau să mai mișc un butoiaș sau ceva pe acolo sau să lucrez ceva și totul stătea în mine, aș fi spus că da. Acum copiii sunt mari, fiecare la rândul lor sunt antreprenori de succes, la nivelul mediu zic eu, că nu zicem sus nici jos, și liniștit, la un moment dat, trebuie să preia această activitate și să o facă cât văd eu că fac bine lucrurile. Mă amintesc o vorbă a mamei mele, fie iertată, care este valabilă pentru toți părinții, spune așa. La noi este cuvântul acela, fătul meu, copilul meu. Ce fătul meu, când eu nu mai fi, tu oare ce îi face? Cum te descurca? Există grija părintească că deci copiii nu s-ar putea descurca dacă tu nu mai ești. Când îi lași liber, ai surpriza să vezi ce bine se descurcă. E și o provocare pentru mine să îi las să se descurce și să fiu și beneficiar într-o oarecare măsură. Sunt într-adevăr anumite activități în cadrul firmei pe care le stăpânesc eu și le fac doar eu și îmi pun amprenta. Eu am rămas în firmă, să zic așa... N-ați găsit pe alții care să se priceapă sau n-aveți încredere? Tehnologul și povestitorul. Locul este obiectiv de interes turistic internațional și sunt foarte mulți turiști care vin acolo. Și mie îmi place să vorbesc cu ei, să le explic, să empatizez cu ei și asta încet încet se transmite și către copii. Dar îmi place mie, e un lucru care nu vreau să mi-l ia pentru că e plăcerea mea. Din punct de vedere tehnologic, v-am spus că am o experiență de peste 50 de ani în arta distilării și îmi pun amprenta pe produsele pe care le fac și într-un fel oarecare transmit înspre copii această modalitate de a face un produs diferit în categoria unor produse multe în România. Asta zic eu, poți umple Someșul cu Palinca în zona noastră, dar trebuie să faci ceva diferit, să-l promovezi ca atare, să faci prin detaliu diferența. Asta este secretul în ceea ce mă privește pe mine. Or, lucrurile acestea le fac deja aproape ca o rutină zilnică, fiindcă simt ce fac. Mai spun un lucru foarte pe scurt. Mi se spune, dom'le, dar ce ai aici? Apoi am o activitate care se bazează pe o tradiție de peste un secol, aproape spre un secol jumate, continuă, nu zilnică, continuă. Zic, experiența asta mea, de 34 de ani antreprenor, am făcut o întreprindere mică pe decretul 54, când încă nu existau societăți comerciale, pe care am transformat-o în societate comercială pe legea 31, și am o afacere de familie și acum am trecut la un alt nivel. Zice, dar care e ăla la nivel? Ce-i holding, concern? Zic, nu, a devenit un mod de viață. Nivelul cel mai bun pentru un antreprenor, nivelul cel mai bun al afacerii sale, atunci când ești și angajat și angajator, este să devină un mod de viață. Să iubești ce faci, să-ți placă ce faci și să nu te gândești că te vei pensiona. Veți cere casă de la stat în cazul în care veți ajunge președinte la finalul mandatului. Legea vă dă dreptul la așa ceva. Poate rămâne vacanta aia la care vă referiți și o fac o casă de copii sau fac ceva. Există un beneficiu pe care l-ai avea ca președinte, dar trebuie să fie un beneficiu onest, modest chiar, dacă ai dreptul la o casă. Ia-o ca o casă pentru un cuplu normal, nu un palat. Nu... Când ești președinte, nu ești pus acolo pe un piedestal ca să nu ajungă lumea la tine și să ai doar beneficii. Trebuie să fii dedicat. Spuneam proprietarului sediului pe care l-am acolo că îmi doresc, în clădirea respectivă s-au semnat documente istorice pentru România, unde am eu sediu. Și îi spuneam așa, dorința mea este ca
într-un viitor oarecare să apară aici pe stâlpul de la intrare, lângă ușă, o placă comemorativă care să spună așa: aici a avut sediul de campanie cel mai destoinic președinte al României din istoria sa, și să-mi treacă și numele. Deci asta e dorința mea, dar nu ca o preamărire, că n-am nevoie de preamărire, ci ca o constatare. Până la dumneavoastră atunci, cine a fost un președinte mai bun? Iohannis sau Băsescu? Depinde cum îi catalogăm. Din punctul meu de vedere, Băsescu era mai implicat, era președintele jucător. Și agreați mai degrabă tipologia asta de președinte, jucător, care nu e tocmai constituțională. Este constituțională. Președinte jucător. Nu pe măsura ceea ce făcea domnul Băsescu. Bine, acum facem diferență între președinte jucător sau antreprenor și președinte șmecher. Că există și noțiunea de președinte șmecher care se impune într-un fel sau altul și intră în anumite jocuri de putere în care se implică nu ca mediator, ci ca decident. Nu se face așa ceva. Dar nici nu poți face comparație între cei doi. Eu nu vorbesc în general despre alții, că îmi place să vorbesc doar lucruri frumoase despre oameni, și când n-am ce vorbi, să spun doar lucruri frumoase, e greu să spun lucruri mai puțin frumoase. Dar totuși pot să spun un singur lucru. Președintele Iohannis a dezamăgit. Eu l-am votat, l-am și susținut în primul mandat și îmi asum, mea culpa. Dar a dezamăgit. A dezamăgit prin atitudine. Și o spun public. Mulți au spus-o, dar n-au spus-o public. Prima dezamăgire a fost legată de comportamentul președintelui când vă amintiți cu acel pardesiu aruncat pe capota mașinii, care arăta un model de comportament ce nu se face. Un gest deloc elegant, așa este. Da. Ei, atunci m-a pierdut pe mine. Și pe mulți alții ca mine. V-a pierdut repede. Că aia a făcut-o repede. Na. Deci, ca susținător, nu, e președinte României, poate reprezintă foarte bine pe politica externă, că mă întrebați la un moment dat și de politica externă, dar zic ceva în plus. Politica externă nu poți să o faci dacă nu cunoști nevoile interne. Pentru cine faci politica externă? Pentru o entitate amorfă care se numește România fără cetățenii săi? Sau pentru România cu cetățenii săi, pe interesul cetățenilor? Dacă nu-ți cunoști problemele și nevoile celor pe care vrei să-i reprezinți, ce politică externă poți să faci? Vă întreabă cineva care a sunat chiar în timpul emisiunii, apropo de politică externă, câte limbi străine stăpâniți? Indiferent câte le-aș stăpâni, nu le stăpânesc așa, stăpânesc într-o altă formă, e și o glumă. Un președinte trebuie să vorbească în limba țării pe care o reprezintă la toate evenimentele externe. Unii o și fac. În general o fac cei care vorbesc limba engleză, care vorbesc limba rusă, care vorbesc limba chineză, care vorbesc limba japoneză. În general aceia vorbesc în limba lor pentru că se consideră puternici și arată că reprezintă tot. Președintele României, pe plan extern, oricâte limbi ar cunoaște, trebuie să vorbească limba țării pe care o reprezintă. Sunt traducători. La nivel de comunicare, ca să comunici cu omologul tău, sunt sisteme de traducere de noi adevărat. Eu stăpânesc multe limbi, 80 și ceva, prin Vasco Translator, să zic. Am dat un nume, așa, dar fără să vreau. Deci pot să comunici. Nu asta este... nu scrie în fișa postului că trebuie să fii bilingv, trilingv, multilingvistic, sau cum se numește, ca să fii președintele României. Trebuie să fii bun român. Vă întorc puțin la întrebarea de mai devreme, modelul Macron sau modelul Orban? Ați evitat să vă asociați Eu aș spune, dacă ar fi să mă gândesc la cetățenii pe care îi reprezint, mai repede modelul Orban decât Macron. Nu vă este teamă că în felul acesta... Fără să mă acuze cineva de un comportament anti-european, anti-nu știu cum, cum asta o scoate el în evidență. Nu vă este teamă că în felul acesta vă veți asocia cu o ștampilă de anti-europenism? Nu. Orban fiind văzut drept copilul năbădăios, zvăpăiat, să spunem, al copilul problemă, e mai mult decât zvăpăiat al Uniunii Europene. Da, culmea, și era să ajungă și președinte Consiliului Europei, chiar și în condiția în care e năbădăios, așa. Nu trebuie să privim așa. Dacă e așa, putem spune, ăia sunt excentrici, ăia sunt extremiști, ăia sunt cumâți. Întotdeauna cineva te va cataloga pentru ceea ce spui. Contează ceea ce simți și pentru ce spui lucrurile acelea. Clar nu mergi până la nivelul în care să devii anti-european. Noi avem valori în Europa. Am spus tot timpul, noi suntem Europa. De ce suntem Europa? În jur de 7 milioane de români sunt plecați preponderent în Europa. O treime din români trăiesc în Europa. Deci noi
prin acest context suntem clar europeni, nu vrem o barieră între noi și frații noștri europeni. Europeni și nu suntem europeni, cei care trăiesc în alte țări ale Uniunii Europene. Doar că în Europa trebuie să ne impunem cu identitatea noastră. Negocierea, că ajungem la negociere și fac o comparație cu ceea ce fac eu fără să spun produsul. Am spus, mie, produsul meu îmi este de vânzare, dar nu în orice condiții. Eu nu negociez de pe poziție de inferioritate că doar vreau să vând produsul meu. Negociez de pe poziție de egalitate, în sensul că și unii și alții vrem să facem profit. Că profitul nu se întâlnește la mijloc, totdeauna merge un pic mai încolo sau mai încoace, depinde de cum știi să negociezi și ce putere de negociere ai. Eu am putere de negociere și la propriul depus pe masă, ca să zic așa, să fac o glumă. Ideea este să știi să negociezi și să-ți impui punctul de vedere pe acel sistem de win-win, câștigă și unul și celălalt. Aveți în plan să faceți tur în țară, să vă întâlniți cu oamenii, să organizați întâlniri de felul acesta, manifestații? Manifestații nu. De 3 ani de zile fac întâlniri în țară. Este partea nevăzută a ceea ce fac eu, pentru că eu n-am ieșit de după bloc acum că apar alegerile și hop și eu cu calul meu mă anunț candidatura că de au mai rămas niște locuri prin Africa nevizitate. Nu, ăsta este scopul. Și nu fac treaba asta de ieri, de alaltăieri. O fac de 3 ani de zile. Acum că nu m-am întâlnit-o cu tot milioanele de alegători, că m-am întâlnit doar cu mii, poate 10.000 de oameni și am comunicat cu ei și asta e adevărat. Este foarte adevărat, cum și meu a spus că n-a știut de acest demers al meu, este foarte adevărat că foarte mulți știu, dar enorm de mulți încă nu știu. În momentul în care vor afla în proporție majoritară, vă spun că câștigul este sigur. Câștigul nu al meu, câștigul societății. Președinția pe care o vreau eu este cu fața spre cetățean. Eu afirmația mea, îmi doresc să întorc președinția cu fața spre cetățean și explic ce înseamnă asta. Mulțumim frumos, domnule Zetea. Eu vă mulțumesc. Vă mai așteptăm. Acum că tot am aflat de demersul dumneavoastră, vă mai așteptăm să veniți, să veniți la noi. Eu nu sunt ipocrit. Pot să rămân aici și pentru mâine? Ne întâlnim la același. Glumim, mulțumesc oricum. Mulțumim mult. Încheiem emisiunea din această seară cu secvențe dintr-un interviu epocal. Urmăriți-l în secvențele pe care le prezentăm noi, apoi o să vă rog să mergeți către Cine Maraton, urmăriți-i programul, va fi redifuzat interviul cu Dinu Săraru, cum spunea cineva, superb, ultimul mare boier al literaturii române, jurnalist, scriitor de excepție. A fost înmormântat astăzi la Slătioara, într-un loc pe care l-a iubit imens. Urmăriți acest interviu, 10 minute cu Dinu Săraru, un interviu excepțional făcut de colegii noștri de la Cine Maraton. Și ne regăsim cu toții mâine seară aici la Proiect de Țară România, la Prima News. La ora 22 vine colegul nostru Radu Banciu cu World Wide Banciu. Gentlemen, we miss a moment. Clipa e un film care și-a pus o pecete pe biografia mea importantă, pornind de la roman. Romanul venea după succesul romanului Niște Țărani, când toată critica spunea că, doamne, așa se întâmplă cu scriitorul român, scrie un roman și cu asta s-a încheiat. A fost o surpriză că cronicarul de teatru, Dinu Săraru, a scris un roman. Și succesul romanului i-a făcut pe toți, la rând, cronicarii profesioniști, ca să zic așa, să spună cu romanul ăsta să-și încheie cariera de scriitor al lui Săraru, nu mai poate să scrie un roman. Și la 2 ani a apărut clipa, care a
surprins lumea. Sigur că și niște țara ne-a surprins, pentru că era pentru prima dată când literatura română se descria un țăran care n-avea nimic de a face cu ce să scrie despre el, adică un țăran care nu numai că nu se bucura că a venit cu colectivizarea, dar care și murea pe brazda colectivizării, chinuit de anchete de securitate, de tăvălugul globalizării, colectivizării cu orice preț, un moment care a rupt cu tradiția asta nefericită de a înfrumuseța viața la începuturile socialismului în România și mai ales viața țăranului român. De altfel și pe pagina de gardă a romanului Niște țărani spun că mă dusese la exasperare imaginele cu țăranul care nu mai putea de fericire, care a venit colectivizarea să facă bogat și fericit și nu mai putea țăranul de bucurie. Și eu am zis că trebuie să scriu un roman, când să spun adevărul. Veneam de la țară, trăisem foarte bine ca gazetar, tragedia colectivizării forțate și am început să public romanul în foileton, în flacăra lui Adrian Păulescu și la un sper de la apariția săptămânală a romanului, romanul a fost interzis, adică foiletonul interzis și s-a încheiat și cariera mea de romancier. Numai că eu eram atât de angajat să termin cartea asta încât am scris-o la Strătioara în vara care a urmat. Era insolit tot ce se petrecea acolo. Un activist Dragomir Central a făcut o notă la conducerea partidului că romanul denigrează socialismul și pune sub semnul întrebării tot procesul colectivizării, agresiv, cu țărani arestați de securitate, bătuți, chinuiți, care și mor. Cine are puști? Cine are pistoale? Cine are arme? Să le predea până mâine dimineață! Te-ai înscris? Tu să-ți vezi de treaba ta, că de politica are cine să se ocupe. Ai venit tu și potrăște câinele ăla. Cred că i-a luat vulpea câinele lui Gheorghe Oțet. Sau nu? Înseamnă că vine o sărăcie, dar ne-a dreacu pe toți. A murit de foame tovarășul și mă și păsării. Am mulți dușmani de clasă prin raionul nostru, tovarășul meu. Ce-am făcut, ai, că am cântat trăiască regele, dar tovarășul de la raion mi-a spus să cânt trăiască partidul și nu mai trăiască partidul cânt. Trebuie să-mi dai bani. N-am bani, bă. Eu ți-am dat bani, trebuie să-mi dai bani. N-auzi, bă, că n-am bani. Dacă nu-mi dai bani! Și cum rămâne? Ce am avut, am mâncat. Să dea cu un colo ce mai mâncăm. Cât de voi ai? Luați, mâncați! Acesta este trupul meu, care ne se prinde pentru voi! Să treci! Noi cu dușmanul de clasă suntem, cum vedeți? A fost un moment și dar eu am terminat de scris romanul, îl am dus pe anul care era directorul Ituriei Eminescu, l-a citit, lui i-a plăcut romanul, a avut curajul să-l publice și am avut noroc că la partid atunci cine se ocupa de ideologie era un țăran oltean foarte deștept, diplomat și Cornel Burtică, o minte luminoasă și luminată, fost ambasador la Paris, fost ambasador la Roma. Lui i-a plăcut romanul și a apărut romanul și la două luni a și luat premiul Academiei Române. Și s-a încheiat, cum se spune, represiunile chiar securiste, în cel mai prost înțeles al cuvântului, împotriva romanului. Romanul a mers până astăzi când se află la sute de mii de exemplare, în a 15-a ediție, vă dați seama. E, atunci am scris clipa,
pornind de la experiența mea de viață personală. Am avut curaj. Am prins curaj pentru că Premiul Academiei m-a validat ca scriitor și m-a validat curajul de a, cum să spun eu, de a spune adevărul care nu se putea spune sau devenise un făcut ca scriitor român să povestească în frumusețe totul, neavând nicio legătură cu realitatea. Și am vorbit de la experiența mea personală. Eu vin dintr-o familie de boiernași din Oltenia de sub munte și tatăl meu a fost țărănist, învățător, adeptul lui Ion Mihalache și al statului țărănesc, al doctrinei lui Mihalache și candidat de deputat în alegerile din 38, deci deputat național țărănist, a fost cu luna de rezidentul regal Dinu Simian țărănist, eu botezat de rezidentul regal țărănist și într-un grup de învățători care după 1944 au aderat la Partidul Comunist în frunte cu învățătorul Roșianu, care era prietenul cel mai bun al tatălui meu. Și când au plecat pe front, și-au lăsat cu legământ ideea că cine scapă cu viață să aibă grijă de copiii celuilalt. Taică mi-a murit pe 6 august 1941, la începutul războiului, de schimbarea la față. A fost erou național al războiului de reîntregire a României. Eu aveam 9 ani. A fost înmormântat cu funeralii naționale la Chișinău și înmormântat în parcela ofițerilor români care au căzut pentru eliberarea Basarabiei. La 10 ani, maica mea și sora lui, taică meu mai mare, le-am dus la Chișinău, m-au dus la Chișinău și pe mine, să vedem mormântul lui taică meu. Divizia 11 a pus o cruce de marmură pe care scria locotenent Săraru C. Constantin, divizia 11-1941. În acel an, când eu am prins în 10 ani, regele Mihai a emis un decret prin care cetățeanului Săraru C. Constantin din comuna Sărtioara, fiul locotenentului Săraru C. Constantin, erou al războiului de reîntregire a țării, se acordă medalia eroilor reîntregiri și aveți decretul aici. Deși a murit când eu aveam 9 ani, am rămas cu realmente cu credința lui, un cult al lui. Vreau să vă spun că acest învățător, Costică Săraru, care era și directorul școlii construită de tatăl lui, că școala chiar așa se numea, școala primară C.C. Săraru din Săcioara. L-am avut învățător în clasa 1-a, 2-a și 3-a până a murit. Și pentru ca să nu greșesc la școală, pentru că ceilalți copii nu aveau pe tasă învățător, așa mi-a spus el, nu i-am mai avut voie să-i zic nici acasă tată, ca să nu greșesc la școală. Cum îi spuneați? Domnule învățător. Și așa a murit și nu ți-mi minte nici o secundă când eu i-am spus lui tată. Nu ți-mi minte până la 9 ani. Că nu i-am spus niciodată de frică din la 6 ani jumate ca să nu greșesc la școală. Asta a fost educația acestui învățător dată copilului și eu sunt mândru de ea. Dar mama mea a trăit în familia colonelului Mihescu, erou al războiului din 1918. Copiii, frații lui maică mea, au vorbit cu tata lor, domnule colonel, ordonat, și am înțeles. Până au murit și el și ei. Asta a fost familia. Eu singur i-am zis tatălui lui maică mea, tată, nu ai pe ăla, și nici la mine, că era tată vitreg, a adoptat-o pe maică mea ca pe copilul lui, că era făcut mai băieți.
Și era ca tatăl meu, asta i-am zis tată, dar tatălui meu nu i-am zis. Am fost foarte fericit că în 1940 a avut o permisie în toamna anului 1940, deci cu un an, în câteva luni înainte de a muri. El a venit într-o permisie de la Tiraspol, de la Prut, că nu se intrase în Basarabia, într-o permisie din afara Prutului, din țară. Așa și ea a organizat cu țărarii să taie lemne din pădurea noastră, să-i lase lui maică-mea lemne la Străcioară. Și m-a luat și pe mine la tăiatul lemnelor din Măgura Străciorului, 700 de metri altitudine Măgura Străciorului. Și a marcat toată copilăria mea și lumea țărănească în care am plecat. Și m-a luat și pe mine și cea mai frumoasă imagine cu tatăl meu e că el avea un briceag argintiu elvețian, chiar din anul ăla mic, așa, și când țăranii tăiau lemne, mi-a dat și mie briceagul lui să tai cu el, nu ele, să-mi fac de lucru. Și asta a fost un gest de atenție față de mine și de dragoste față de mine și de mândrie, pentru că mi-a dat briceagul ăla lui la care mă uitam eu cu... Și am rămas cu imaginea acelui briceag până acum 4 ani de zile, când ducându-mă într-o vizită așa la târgul de tot felul de obiecte de lângă Muzeul Țăranului Român, din Piața Victoriei, pe o tarabă, pe un ziar, cineva vindea bricege de epocă. Și am văzut briceagul taică-meu. Nu briceagul taică-meu, dar briceagul ăla și la briceag elvețian, produs 1940. Deci era chiar briceagul ăla. Și l-am luat, mi s-a părut că este o minune a lui Dumnezeu să găsesc briceagul, pentru că el l-a visat toată copilăria, toată tinerețea, toată maturitatea, că asta a fost clipa cu briceagul ăsta. L-am cumpărat cu 100 de lei de aici și l-am un pormoneu lângă inimă și pe el scria chiar anul. Deci era chiar producția aia de anul ăla. Era foarte sever cu mine. La școală n-am reușit să arăt la hartă Bahluiu și Jipsia, niște afluența ai Prutului, care erau niște... Nu, i-am văzut și m-a bătut taică-mea, mi-a dat, cred că, două palme în vârful clasei. Și când am ajuns acasă, m-am trezit cu o hartă cât peretele de la premilitari, că taică-mea și comandam ca învățător, comandam premilitar, și cu un băț de arătat hartă și a ajuns să înveț, să știi geografia și istorie, ca să ții minte toată viața. E bine, eu știu geografia românească și descriu nu numai Jijia și Bacluiu, dar orice afluent al oricărui râd că am învățat. Dar nu mi-a arătat el. Mi-a lăsat numai bățul și harta pe perete. Program disponibil pe primaplay.ro.